de Ziua Națională a României, municipiul Calafat a avut parte de două evenimente importante: manifestările prilejuite de sărbătorirea a 95 de ani de la Marea Unire și vizita unei delegații bulgare condusă de președintele Adunării Naționale a Bulgariei, Mihail Micov. Oficialii bulgari au fost întâmpinați la punctul de trecere a frontierei Calafat de ministrul român pentru relația cu Parlamentul, Mihai Voicu, și de deputatul PSD de Giurgiu, Nicolae Florian, însoțit de unul dintre consilierii săi, dr. Ladislau Pic. Cestit praznic! Sunt președintele grupului de prietenie cu din partea Parlamentului României. Чудесно. Много се радвам. Нашия председател ще дойде директно в Букурещ. Но тук са двамата участници в делегацията. Един е председателя на транспорт, комисията по транспорт и съобщение, господин Николай Костадинов. Din partea domnului președinte Zgonea vă urez un bun venit. От страна на господин председател Zgonea ви желая добре дошли. Și vă voi însoți până la București. Ще ви придружа до București. Unde să te așteptați de domnia sa. Extrem de încântat de vizita delegației de peste Dunăre, primarul Calafatului, Mircea Guță, și-a onorat oaspeții cu pâine și sare, dovedind încă o dată prietenia care leagă de al doilea om în stat în Bulgaria. Здравейте, господин Кмете, честит празник! Este o onoare pentru mine și concetățenii Calafatului să vă avem astăzi aici, într-o zi de mare sărbătoare pentru noi, pentru români. Felicitări cu ocazia Zilei Naționale! La mulți ani! Președinții celor două comisii sunt aici, Comisia de Transport și Vătrășnătă Comisie și Comisia de Interne. Noștri biahte zadno. Aseară ați fost împreună. Deci încă o dată lucrurile stau foarte bine și vă mulțumim pentru că sunteți într-adevăr alături de oameni foarte importanți pentru noi, pentru Calafat. La mulți ani din partea domnului președinte Zgonea, președintele Camerei Deputaților. Vă mulțumim, este o onoare pentru noi. Mulțumim mult și o să-l însoțesc pe domnul președinte până la domnul președinte Zgonea la București. Transmite salutările noastre ale Calafatului, ale Doljului în general și de ce nu ale Vidinului. Președintele Adunării Naționale a Bulgariei, însoțit și de doi miniștri ai statului bulgar, au fost invitați să viziteze sediul primăriei Calafat, o clădire emblematică construită înainte de 1900 într-un stil arhitectural deosebit. Clădirea emblematică a Holul de aici, deci care pornește, dă perfect în intrarea care e în același stil făcută al muzeului. A fost construită de către meșteri italieni. Aici primarul din Calafat și Mihail Micov au făcut schimb de daruri și au purtat câteva discuții legate de proiecte ce vizează euroregiunea Calafat-Vidin. Vă mulțumesc foarte mult! E foarte important. Acest birou să vă aștepte pe dumneavoastră oricând doriți, cu mare drag. E un малко подаръче, което няма да показваме на журналистите за празника. Mulțumim. Mulțumim foarte mult. Și noi la rândul nostru avem câteva surprize frumoase pentru dumneavoastră. Este o carte care reliefează obiectivele principale ale Calafatului și cu ceea ce ne mândrim. Și de asemenea avem o plachetă foarte frumoasă pentru oaspeții de seamă care ne calcă pragul. Ne pare rău, este în românește, dar în românește. În curând vom pregăti inclusiv în limba bulgară, pentru că relațiile noastre sunt deja foarte puternice. Este cu sediul primăriei, așa cum ne lăudăm noi totdeauna a fi emblematic pentru Calafat. Ce започва срещата от Калафат. Калафат и Видин имат големи традиции. Între Calafat și Vidin este o legătură veche de prietenie. De aceea am discutat despre viitorul acestei euroregiuni și proiectele de dezvoltare, iar rezultatele sunt convins că vor apărea cât mai curând. Un rol important îl au desigur conducerile celor două primării române și bulgare, iar principalii beneficiari vor fi cetățenii de pe cele două maluri ale Dunării.
Delegația bulgară, însoțită de deputatul de Giurgiu Nicolae Florian, s-a deplasat apoi la București, unde azi a avut întâlniri cu premierul Victor Ponta, președinții celor două camere, senatorul Mircea Joanu și ministrul afacerilor externe Titus Corlățeanu. Discuțiile au vizat în principal aspecte legate de aderarea celor două țări la spațiul Schengen.